Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Azi vom cunoaște pe Carmen Socaciu, profesor universitar și cercetător. Bine v-am găsit, doamna Socaciu, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine ați venit în acest campus minunat al Universității noastre de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Pentru început, spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră, ceva ce nu am spus eu în descriere și ar fi important. Ce pot să vă spun? Mergând la rădăcini, sunt clujancă de origine, cu bunici și străbunici veniți din zone mai vestice ale Europei, din Austria, și bunica mea vorbea nemțește încă de când eram la grădiniță. Știți și dumneavoastră limba? Da, știu, înțeleg. Și asta mi-a fost de folos, pentru că am lucrat și în Germania, la Universitatea din Bremen, și asta chiar că mi-a fost de folos. Da, deci am petrecut copilăria aici, în Mănășturi, în zona aceasta, pentru că bunicii mei locuiau în zonă. Și școala, evident, am făcut-o în Cluj, la o școală foarte bună, Barițiu. Pe vremea mea, Barițiu era una din cele trei școli de vârf ale Clujului. O să vă întreb, erați o elevă doar de 10? Eram o elevă de 9-80, foarte ambițioasă, dar în același timp foarte comunicativă. Și toți colegii mei, care în majoritate erau băieți, întotdeauna au coagulat în jurul unor idei năstrușnice a unor fete. Eram doar 5 fete și peste 20 de băieți în clasă. Foarte mulți dintre ei acum sunt, la ora aceea era o competiție grozavă, sunt medici, mulți dintre ei au urmat cursurile medicinei și din 25 câți am fost în clasă, 6 am intrat primii la facultățile la care am mers. Și eu am fost unul dintre aceia, am intrat prima la chimie. Eram, de fapt, olimpică de chimie de mulți ani. Era și materia preferată. Era materia preferată. Profesoara mea de chimie a fost o persoană de excepție. Și 6 ani la rând la facultatea de chimie au intrat numai elevii acestei profesoare. Am intrat la facultatea de chimie, deci, să zic, ușor, cu media maximă, și am avut o șansă deosebită să am un mentor care a lucrat foarte mult în străinătate, profesorul Haiduc. El venise din Statele Unite, lucrase cu laureați Nobel într-un domeniu foarte nou numit chimie organometalică. Atunci s-au descoperit primele substanțe cu efect anticancerigen, cisplatinul, poate ați auzit de el, se folosește și în prezent în oncologie. Da, de aici am lucrat cu domnul profesor Haiduc încă din anul întâi și m-a întrebat, fetițo, știi limbi străine? Și am spus, da, domn profesor, știu franceză și spaniolă. Mi-a spus, nu este suficient. Fără engleză, în viitor, nu o să te descurci. Și spaniola unde ați învățat? Spaniola am învățat-o la școală, la Barițiu se învăța spaniolă și franceză. Atunci nu era engleza la modă. Și deja rusa nu se mai învăța, doar părinții mei învățase rusă la școală. Deci am fost în anii 70, înainte de 75, dar fiind elevă, asta a fost. Mai aveți frați, surori? Nu, sunt singură la părinți. Mama încă trăiește, are 86 de ani, este încă foarte vivace. Da. Tatăl meu a lucrat în domeniu, tata a terminat această universitate în 1952 și a fost extrem de pasionat de profesie. S-a dus direct la o fermă la Cămărașul, în departe de Cluj, a devenit directorul acestei ferme și treptat a avansat, a fost extrem de pasionat, a și ieșit în anii aceia, a ieșit în străinătate pentru a organiza IASE-urile, întreprinderile agricole de stat. A fost director la Gherla, la întreprinderile agricole de stat, a organizat toate lacurile de la Mărtinești pe care le vedeți, a fost tot inițiativa tatălui meu, pentru că atunci era nevoie de a avea în jurul Clujului crap de crescătorie și a devenit director la direcția agricolă. Și de fapt de acolo s-a pensionat. Obișnuiați să-i urmăriți munca, să mai mergeți pe teren cu dânsul? Da, eu, un lucru straniu. Eu mă numesc Carmen pentru că mama este mare admiratoare de operă
Și mama, deși clujancă și dintr-o familie, zic eu, bogată, când tata a fost repartizat la Cămărașu, s-a dus după tata. Mama n-a reușit să fie acceptată la facultate pentru că nu avea origine sănătoasă, așa era considerat atunci, și a fost educatoare. A fost educatoare în acel sat, la Cămăraș, alături de tata, și atunci când eram micuță, pe mine, de fapt, bunica mă ținea aici la grădiniță, dar în weekend-uri mergeam la Cămăraș și erau cai, erau animale, pentru vă mine era o nebunie. Acolo. Da, da. Și, de fapt, asta s-a întâmplat până când tata a devenit director la Gherla, eu am stat cu bunica. Dar am vorbit nemțește, am avut un program și o disciplină de timp nemțesc și cred că asta m-a ajutat foarte mult. Mi-ați spus înainte să începem să filmăm și despre bunicul dumneavoastră. A avut un rol foarte important. Da, bunicul meu a fost notar și el s-a realizat, de fapt, în România. A venit din Austria pentru că în acea vreme erau stimulați tinerii necăsătoriți să se stabilească în Transilvania. Și s-a căsătorit cu o româncă cu care a avut 6 copii și unul din acești 6 copii este bunica mea. Toți au trăit mult, străbunicul meu l-am cunoscut, a trăit 96 de ani, am poze cu el și păstrez o amintire deosebită. Și cum a fost apoi cursul vieții? Deci ați ajuns să studiați aici? Am ajuns să studiez chimia, da, în anul 4, din păcate, profesorul Haiduc avea un program foarte mare de colaborare cu Statele Unite, pentru că lucrase acolo și eu, de fapt, am fost încadrată în acest program ca și student la licență. Eram deja în anii 3-4 la chimie. Din păcate, atunci, doamna Ceaușescu, pe care toată lumea știe că ea era foarte implicată în partea de chimie și pretindea cât de bună chimistă este. De acolo i s-a tras și de acolo i s-a tras, da, tot ce este rău. Nu, a tăiat toate programele de colaborare cu America, deci au fost rupte toate legăturile și, din păcate, eu n-am reușit să plec atunci. De fapt, nici era foarte greu să ai pașaport, mai ales pentru tine, ați să pleci în alte țări. Ați fi dorit atunci să emigrați, să plecați nu, definitiv? Nu, în niciun caz, dar nici n-am plecat. N-am plecat, era anii 77, am făcut un fel de master, atunci îi spunea studii aprofundate, studenții mai buni puteau să mai continue la chimie încă un an. Am terminat, dar n-am prins Clujul, pentru că atunci nici nu erau posturi în Cluj, erai obligat prin repartiție să faci 3 ani în producție și având notă foarte mare la absolvire, am prins Târgu Mureșul și am prins Azo Mureș-Târgu Mureș. Când m-am dus la repartiție, directorul de acolo m-a întrebat: fetițo, tu ai terminat cu media asta, chimie pură, pe ce să faci tu aici? Faci îngrășăminte și să stai, să păzești muncitorii, tu ar trebui să lucrezi în cercetare. Și mi-a dat negație, ceea ce însemna în vremea aceea că devii șomer, trebuie să-ți cauți de lucru. Și asta este destinul, întâmplarea a fost că la Direcția Sanitar-Veterinară, care este aici în Cluj, era un post de chimist la Laboratorul de Controlul Calității Alimentelor și Toxicologie și, de fapt, acesta a fost primul meu loc de muncă. Am stat 3 ani acolo pentru că am fost identificată de Institutul Pasteur din București. Am ajuns să depistez... Cum v-ați remarcat? Cum am remarcat? Să vă spun. Poate că ați auzit de micotoxine sau lumea a auzit de aceste substanțe foarte toxice care se găsesc în furaje și, în general, în alimente din cereale contaminate. Și am reușit, mureau foarte mulți pui în zona Salonta, unde erau combinate foarte mare, și am reușit să identific astfel de micotoxine, lucru care a fost unic în România la ora aceea. Au venit de la București să vadă aceste lucruri și directorul de la Pasteur București m-a angajat imediat la Institutul Pasteur București în cercetare, dar nu era filială în Cluj. Și atunci au spus, uite, este chiar momentul să facem o filială a Institutului Pasteur în Cluj, pentru că Clujul are și o facultate de renume. Dumneavoastră, nu ați fi ales să plecați în capitală? Nu am ales. Mergeam în capitală în vremea aceea foarte des, colaboram cu colegii de la biochimie, de la toxicologie, dar nu am ales decât atunci când aveam strictă nevoie sau când primeam premii. Am primit premiul tânărului cercetător din România și asta nu uit,
era și doamna Ceaușescu acolo și foarte multe personalități. Au fost peste 200 de tineri. Și dumneavoastră ce vârstă aveați? Eu aveam vârsta de 26 de ani și am primit premiul României pentru cel mai bun cercetător. A fost una, micotoxinele, această metodă de identificare, și a mai fost încă o metodă foarte interesantă pentru bolile unor porci. O fel de gastrită care însemna dereglarea unei enzime, dar nu intru în detaliile acestea ce nu are rost. Și atunci a fost un vis împlinit, v-ați mai făcut și alte idealuri sau v-ați gândit gata, deja am florit cariera mea? Da, eu mă gândeam la ora aceea să rămân la Institutul Pasteur pentru că sunt pasionată de cercetare și oricum nu puteam să intru în învățământul superior. Până în 90, toate posturile didactice erau blocate, deci oricât ai fi fost de bun, nu puteai să intri într-o universitate. Și atunci, în perioada aceea, erau anii 82-85, s-a constituit filiala Pasteur, unde? Chiar aici, lângă cimitir, este o clădire frumoasă, în campusul nostru acum, și acolo am fost prima angajată a filialei Cluj. Și am fost angajată a Pasteurului până în 85, când universitatea a vrut neapărat să vin la universitate, pentru că s-a lansat atunci programul național, care și acum este de prioritate, și anume transferul de embrion la animale. Deci se folosesc pentru o creștere a calității animalelor, îndeoseb la vaci, s-au folosit, acum chiar și la femei se folosește, embrionii sunt congelați și apoi se transferă în vaci receptoare, de la vaci de foarte bună calitate genetică la receptoare. Și rolul meu în acest proiect a fost la departamentul de genetică, și anume cultura celulară a embrionilor și tot felul de măsurători de viabilitate. Și așa am venit la universitate, și dacă pas cu pas. Rămânem puțin în acele timpuri, cum era tânăra Socaciu? Ce personalitate aveați? Eram foarte muncitoare, dar speram într-o schimbare. Era o frustrare a tinerilor în perioada aceea, și anume că nu puteam să ieșim la congrese. Eu aveam lucrări deja încă din perioada în care am fost la chimie, dar nu puteam să ies niciunde. La niciun congres, nici măcar în RDG, nu puteam să ies, indiferent de faptul că aveam lucrări chiar de calitate foarte înalt științifică, nu aveam voie să ies. Prima mea ieșire a fost în 1990. Unde? A fost în Grecia, cu profesorul Haiduc, pentru că acolo era un congres de compuși anticancer și a fost parte din lucrarea mea finalizată de doctorat. Că am intrat la doctorat, asta am uitat să vă spun, în perioada în care eram la Institutul Pasteur, în vremea aceea nu era doctorat cu frecvență, era numai doctorat fără frecvență, deci după mesele, deci puteai să lucrezi și după mesele mergeai să faci toate experimentele pentru doctorat. Am început în 81 doctoratul, am fost 8 pe un loc, nu erau decât două locuri la doctorat, una avea profesorul Haiduc și al doilea profesorul Marcu, care era directorul Institutului de Chimie. Deci erau extrem de puține locuri la doctorat și era o competiție într-adevăr foarte, foarte strânsă. Deci am intrat la doctorat în 81 și am terminat doctoratul în 86 și în 86, fiind aici la Institutul Pasteur, am reușit ca tot ce aveam compuși cu potențial antitumoral să-i testez pe animale aici la veterinară și în felul acesta am îmbinat foarte bine ceea ce am făcut la partea de chimie cu partea de evaluare biologică. Și cu aceste rezultate am fost în Grecia în 90, în octombrie, nu uit asta. A fost și o excursie, ați avut timp să vizitați? Am fost la maraton, a fost maraton care-i cunoscut, lumea știe, lângă Atena. Profesorul Delinasio, să-l știa pe profesorul Haiduc, eu atunci vorbeam engleză, așa mi-am învățat speech-ul pe de rost, că engleza mea era bună la citit, dar nu aveam exercițiu de vorbire, mi-am învățat speech-ul pe de rost, țin minte, și la întrebări eram transpirată, că la întrebări e foarte important și spelling-ul persoanelor care te întreabă. Dar a ieșit foarte bine și atunci a fost o deschidere pentru mine deosebită, pentru că eu între anii 91 și 98 am circulat în Europa foarte mult și în Statele Unite. De fapt, a fost perioada, aș spune eu, care m-a lansat foarte mult din punct de vedere științific, pentru că în 90, când ne-am descătușat cu posturile, am putut să dau concurs aici la Catedra de Biochimie, unde sunt și acum, și am intrat șef de lucrări pentru că aveam doctoratul.
Și în 91 colaboratorii fostului profesor Neamțu, care a fost profesor la noi la catedra, avea colaborări anterioare cu Elveția, cu Universitatea din Berna, m-a recomandat să merg câteva luni la Berna pentru a lucra în domeniul pigmenților naturali. Știți că, de fapt, specialitatea deosebită a catedrei noastre este chimia compușilor naturali, deci tot ceea ce plantele pot să facă, începând de la pigmenți, compuși antitumorali, alcaloizi și alte substanțe. Vă pasionau atunci produsele cosmetice? Nu. Nu mă pasionau, mă pasiona ideea de a descoperi substanțe noi în plante cu efect benefic, mai ales pe partea aceasta de boli degenerative, nu partea de cosmetice, care într-un fel era acote de partea aceasta. Da. Și ceea ce am făcut în Elveția a fost foarte important, pentru că nu numai că i-am impresionat prin faptul că le-am spus că n-am venit să emigrez aici, ci să învăț, pentru că am avut rezultate deosebite și, de fapt, o dovadă mai bună nu se poate decât faptul că am venit cu 2 tone de aparate donate gratuit de Elveția. În 90, în octombrie, profesorul de acolo a fost atât de impresionat de rezultatele mele, încât i-a spus: Carmen, eu apreciez faptul că vrei să te întorci în țara ta, unde laboratoarele sunt goale, pentru că atunci nu era dotare aproape deloc, și poți să îți alegi tot ce dorești din facultatea noastră, era facultatea de chimie, pentru tine să duci în România. Ce frumos! Da. Și v-au asigurat și transportul? Nu, am luat eu mașina frigorifică de la restaurantul universității noastre și am umplut mașina frigorifică cu instrumente în valoare de peste 1 milion de euro. Deci a fost un lucru deosebit. Acest profesor a făcut deosebit de mult pentru noi, pentru că a fost punctul de plecare. Și apoi, în 91, a fost șansa că s-au angajat și alți tineri, mai tineri decât mine, și am trimis și pe ei în Elveția și au învățat să lucreze cromatografie de înaltă performanță și alte tehnici foarte avansate, tot în Elveția. Deci, practic, acest institut a fost punctul de start pentru dezvoltarea deosebită a catedrei noastre, care acum a ajuns, și o spun nu fără falsă modestie, cea mai bună catedră din țară pe zona de fitochimie, adică chimia compușilor naturali. Și în perioada respectivă, dincolo de activitatea științifică, ați mai avut timp și pentru viața personală sau ați pus-o pe planul 2? Ce să vă spun? Planul 2 a fost mult timp, dar eu am avut un echilibru întotdeauna între familie și profesie. M-am căsătorit relativ repede, în 78, când încă eram la Institutul Pasteur. Soțul meu este cadru didactic la Politehnică. L-am cunoscut la schi, la Cristianu Mare, în tabere. El era la Casa de Cultură a Studenților, la Centrul Universitar, foarte mare sportiv, ghid de Apuseni, văzut toți munții. Eu, de asemenea, foarte pasionată de sport, și așa ne-am întâlnit. Și sportul v-a unit. Sportul ne-a unit foarte mult și acum, este pentru noi, poate, puținele zile ce rămân într-o lună în care mai putem să ieșim, că în rest am fost foarte ocupați amândoi în decursul acestor deja mulți ani, că deja avem aproape 40 de ani de căsătorie, dar a fost și suntem o familie foarte armonioasă. Avem un copil care este acum medic, are 37 de ani, dar am avut numai satisfacții. Chiar dacă în vremea când eu am fost plecată, v-am spus că în anii 91-98 am fost plecată, deci inițial în Elveția, după care am obținut prima bursă a Ministerului de Cercetări franceze din Paris între 91 și 92 la Universitatea din Bordeaux și am mers singură. Mihai era mic, soțul meu avea aici treabă, Mihai a fost un copil care a știut să muncească independent și lucrul acesta deci i-a folosit foarte mult. Deci nu a trebuit să stați lângă el la teme sau... Nu. Foarte mult i-a folosit. Și în clasa 8-a a câștigat prima olimpiadă de fizică din țară, super olimpiada de fizică, și de atunci a fost 6 ani la rând olimpic de fizică și sigur că el a avut posibilitatea să iasă, că deja era după anii 90,
a reprezentat România la intrarea în NATO la Madrid, a intrat la Facultatea de Medicină cu mare succes, a terminat facultatea cu mare succes și acum este cadru didactic la Universitatea de Medicină și de asemenea este medic la Medicală 3, la imagistică. A terminat doctoratul profesorul Badea, care este la fel un mentor deosebit, are un grup de cercetare de excepție. Și care este cea mai mare satisfacție pentru o mamă de băiat? Mamele de băieți întotdeauna știți că sunt tentate să exacerbeze un pic și mândre de băieți și pentru băieți mama este la început cel puțin un fel de model de femeie, dar am o relație extrem de prietenească cu fiul meu, ceea ce ne-a ajutat, a fost o relație foarte onestă și plăcută și degajată și da, s-a dezvoltat foarte armonios. El este tată, are un băiețel de 7 ani, nora mea îmi este prietenă, ceea ce este foarte bine, este și ea medic, tot la OMF. Deci lucrurile sunt oarecum armonios legate. Și cât timp petreceți în laborator și cât timp petreceți în birou? Cum vă gestionați acum activitatea? Profesorul din Franța îmi spunea, este o vârstă pentru orice. Când am lucrat în Franța, stăteam 12 ore în laborator. Vreau să vă spun că francezii mergeau acasă liniștiți, își luau masa la ora 12. Eu am lucrat atunci extrem de mult. Am și plătit într-un fel, că am făcut o hipomagneziemie și am un stres acumulat datorită adică unei munci. Adică o cădere de calciu și de magneziu? Da, cădere de magneziu îndeoseb. Dar am supraviețuit, am avut rezultate deosebite și mi-am continuat într-un fel ascensiunea profesională pentru că după aceste rezultate m-am întors în țară, am devenit conferențiar și la ora aceea am avut o vârstă foarte mică pentru a fi conferențiar, că aveam sub 40 de ani și am devenit profesor universitar la 41 de ani. Și conducător de doctorat. Vă speria munca la catedră, lucrul direct cu studenții? Nu. Mie îmi place să lucrez și studenții simt asta. Și de multe ori, când nu eram cadru didactic, medicii veterinari unde lucram la genetică îmi spuneau tu ai ceva bun pentru partea didactică. Și eu cred și acum trebuie să avem în noi acest talent didactic, de a deci comunica. Născut. Trebuie un pic să fie născut. Sigur, se mai și educă, dar trebuie să îți placă și să ai o cursivitate de exprimare, așa încât să comunici cu studenții, pentru că altfel ești ca un actor. Se rupe relația între scenă și sală. Și apropo de comunicare și relații, cât de mult contează pentru dumneavoastră prima impresie? V-ați înșelat uneori cu prima impresie? De puține ori. Poate mă ajută că sunt femeie. Femeile au așa un ochi, încă un ochi, de un simț, un al șaselea simț. Și nu mă prea înșală. De multe ori, să știți, mulți din doctoranții mei, 36 de doctoranți, cred că sunt chiar campioană în universitate și poate și în Cluj, au fost tineri care au venit și au bătut la ușă, de la UBB, de la biologie. Și mi-au spus, știți, eu aș vrea să vin la noastră la doctorat, dacă nu vin la noastră, nu mă duc în altă parte. Și m-am uitat la ei și am luat decizii așa, uneori chiar orbește și s-a nimerit să fie excepționali copiii. Ce am aici colaboratorii, care sunt peste 18 colaboratori, mulți dintre ei sunt deja profesori, conferențiari, șef de lucrări, sunt dintre acești doctoranți, dar eu zic că este o selecție, pentru că nu vin orice fel de copii aici, știu că este vorba de muncă, de seriozitate, de o anumită exigență și atunci vin cei care știu că vor și pot. Și atunci... Cum arată o zi obișnuită din viața dumneavoastră, doamna Socaci? Sculare la 6. Corespondență până la 7:30, e-mail-uri, da, nu beau cafea dimineața, cafea o beau la universitate, mănânc consistent, că nu sunt genul să tot ciugulesc, și sunt la universitate la 8:30-9, în funcție de programul specific. Când eram prorector, am fost prorector 4 ani, până când doctorandul meu este acum prorector, Dan Vodnar, și mă bucur în mod deosebit că el
a preluat această ștafetă, prorector cu activitatea de cercetare, nu este lucru simplu într-o universitate. În vremea aceea aveam programul mai încărcat decât îl am acum. Acum sunt directorul Institutului de Cercetări de Științele Vieții, pe care cred că îl știți, este tot aici în campus, un institut pe care, de fapt, l-am conceput ca și organizare împreună cu fostul rector Panfil, pentru că amândoi am ieșit în străinătate foarte mult și știam cam cum se organizează inclusiv partea logistică a unui institut, cum se fac laboratoarele cu plajele. Deci sunt lucruri, uneori ți se par amănunte, dar nu sunt foarte importante. Și toată strategia de organizare a acestui institut am făcut-o în anii 2005-2007. A fost inaugurat în 2008 cu președintele Parlamentului European. Și acest institut deja este celebru în țară pentru că este o investiție de peste 50 de milioane de euro și laboratoare chiar foarte funcționale și de mare performanță. Ați vrut să fie la nivelul țărilor occidentale? Da. Vreau să vă spun că vin colegii de-ai noștri din Norvegia, din Finlanda, din Franța, care sunt uimiți să vadă ce institut avem aici și cât de mult se lucrează. Și revenind la activitatea de zi cu zi, la cotidian... Revenind la cotidian, stau mult în universitate. Sunt zile în care plec ultima și închid ușa la aulă, pentru că am microclimatul de după masă la universitate, mi este mai bun pentru a-mi aduna ideile. Dimineața este agitație. Dimineața eu sunt laborator, sunt colegii mai tineri care au întrebări, am ore, am cursuri. Deci este agitație. După ora două începe să se liniștească agitația și atunci încep corecturi de articole, corecturi de lucrări de licență, acum este chiar perioada aceasta. Și de obicei pe la 5:30. Deci eu n-am amiază de ora 2, nici de ora 3, am amiază de ora 5:30-6 și nu mai am cină. Cina e așa, un fruct. Cam asta e viața mea acum. Dar într-un fel este bine, pentru că îmbătrânind, metabolismul se nevește și vrând nevrând, la aceeași cantitate de hrană, depui mai mult. Asta este, deja sunt lucruri care le tot auzim la televiziune vis-a-vis de alimentație, nutriție și dietetică. Și când simțiți nevoia de dulce, ce consumați? Cafea. Nu prea mănânc prăjituri. Sunt mai... proteino-dependentă decât glucidic-dependentă. Ciocolată, da, ciocolată neagră. Ciocolata neagră. E nelipsită. De ce? Asta, da. Timp de hobby-uri mai aveți? Da, am avut un hobby foarte intens când eram tânără și anume tricotam. Când eram studentă, hobby-ul meu era tricotajul. Am tricotat 10 de bluze, fuste. Când Mihai a fost mic, fiul meu, tot așa, i-am tricotat tot felul. Mă relaxa grozav. Plus sportul. Sportul, în special, schi, tenis, înot. Înotul îl mai mențin. Din păcate tenis am avut... de masă sau de câmp? Nu, de câmp, de câmp. Din păcate am avut accidente la schi, dar nu datorită faptului că nu schiez, că schiez acum de 30 de ani. Ultimul la Cavnic a intrat un băiat cu placa... din spate, nu l-am văzut, eu schiam relaxată și mi-a lovit genunchiul chiar la articulație. Am făcut o ruptură de ligament, dar asta nu mă împiedică nu să nu merg iarăși în Austria la schi. Nu, 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 că am orteze și m-am recuperat foarte bine. E de admirat ambiția dumneavoastră. Da, dar nu e o ambiție prostească, adică o ambiție care da. E corelată cu plăcerea, că altfel nu te duce, că nu mă duc de dragul altora, ci de dragul relaxării noastre. Și dumneavoastră aveți și 5 brevete pentru invenții, mai multe diplome foarte și recunoașteri. Multe. Cât de important e succesul sau vizibilitatea pentru un cercetător? Foarte important. Foarte. Este acel impuls care te face să mergi înainte. Pentru mine impulsul au fost acești ani de ieșire din România în care am învățat foarte mult. Și apoi, al doilea impuls a fost faptul că mi-am organizat o echipă de cercetare. Și apoi au venit rezultatele, sigur, cu foarte, foarte multă muncă. Am ajuns să am peste 180 de lucrări în străinătate, în reviste ISI, și peste 400 în România. Sunt conferințe invitate, cred că am avut vreo 80 până acum. Sunt membru de onoare în foarte multe comisii internaționale.
am publicat una din, este un bestseller în domeniu, Food Colorants, în Statele Unite, la CRC Press, este cea mai puternică editură științifică, sunt editor principal. Pe ce temă? Pe tema coloranților din alimente, de la pigmenții de plante până la coloranții sintetici, să zicem, din alimente, tot ce înseamnă culoare și impactul lor în medicină, impactul lor în biologie în general. Atunci pot să vă întreb, când mergeți la cumpărături, citiți etichetele? Da, evident. Să știți că eu merg la foarte multe televiziuni în care spun consumatorilor ce important e să citești eticheta și apoi să știi care sunt acei aditivi care într-adevăr au potențial nociv, toxic, cum vrem să o luăm, dar în orice caz noi avem colaborări cu EFSA, este Agenția Europeană de Siguranță Alimentului, care analizează calitatea acestora, dar nu sunt recomandat și asta o spun întotdeauna. Este de preferat să mănânci mai basic food, fără foarte, foarte multe adaosuri și aditivi. Pentru că, vedeți, explodează bolile acestea degenerative, cum este cancerul în principal, tot datorită calității. Este un paradox. Oamenii din țări mai puțin dezvoltate și care mănâncă acest basic food, aliment de bază, sunt mai sănătoși decât cei care se îndoapă cu alimente cosmetizate, care arată bine, etichetele arată bine, ambalajele arată superb, dar ei fac steatoze hepatice, cancere de tot felul, pentru că sunt aceste substanțe străine care interferă foarte mult cu metabolismul nostru. Și dumneavoastră ce alegeți între un grătar, să spunem, și o salată? N-aleg grătar, aleg salată. Brânzeturi foarte multe și carne în sistemul în care le și recomand studenților, la cuptor, dar nu arsă, nu arsă pe foc direct. Povestiți-ne despre invențiile dumneavoastră. De fapt, am început cu creme, să știți, culmea. Am avut un proiect NATO. Când România nu era țară NATO, profesorul din Germania, unde am obținut o bursă de AD în anii 94-95, mi-a propus să facem un proiect pe o plantă interesantă din România. Și am ales cătina, cătina albă, care este o plantă a cărei fructe au calități deosebite. Și această cătină conține ceva deosebit pe care l-am descoperit eu din întâmplare la microscop, și anume are niște microsfere în care uleiul este stocat. Plantele de obicei își stochează uleiurile în semințe, cum este la floarea soarelui sau în alte, dar această plantă, cătina, își stochează uleiul în pulpă. Și uitându-mă la microscop am descoperit acești oleozomi, se numesc, microsfere, care sunt extraordinar de bune, protectoare ale pielii, dar sunt foarte bune și în emulsii care sunt de uz alimentar, în sucuri sau... Și pornind de la acest lucru, am făcut acest proiect de cercetare NATO cu studiul efectului dermoprotector al oleozomilor din cătină. A fost primul meu brevet, brevet OSIM, care, uite, au trecut de atunci peste 20 de ani, este încă valabil. A fost primul brevet. După care au urmat alte brevete legate de nutraceutice, de metode, cu Dan Vodnar, partea de membrane, care sunt membrane protectoare pe fructe și legume pentru a împiedica dezvoltarea de mucegaiuri și protecția față de bacterii și așa mai departe. Ați creat produse care sunt acum în comerț, care sunt de consum? La un singur produs am avut un proiect câștigat în România, numit Cecuri de Inovare, cu un coleg de-al meu, profesorul Racolța, care a fost director la Feleacu. Feleacu este un brand al Clujului, dar care nu mai este în Cluj, ci este în Sibiu, este fabrica Milon, care preia licențe, deci idei din brevete. Și am avut ideea de a crea niște dropsuri, bomboane, care să nu aibă zahăr în ele, ci să aibă un derivat din amidon, numit izomalt, dar care este foarte benefic, unul pentru dinți, pentru că împiedică dezvoltarea de bacterii în zona bucală, și este dulce și este foarte plăcut. Și acesta a fost un brevet
pe aceste dropsuri cu izomalți pe care l-am cedat fabricii Amilon, care îl face. Și aceste dropsuri sunt cu mentă, cu scorțișoară, cu drojdie, ca aport de vitamine B și așa și mai se departe. Se pot consuma nelimitat, fără să îngrașe. Da, și nu îngrașă, nu îngrașă. Sunt lău. Asta cred că e visul oricărei femei. Cu indexul glicemic foarte jos. Și am primit medalia inventatorilor din Europa pentru asta. Am fost și în Coreea de Sud, la inventatori femei, unde am câștigat tot cu creme și din cătină și altele, cu idei de combinare a unor compuși naturali în creme, pentru absorpție în diferite boli. Psoriazis, dermatite atopice. Și cum a fost experiența de acolo, din Coreea? În Coreea de Sud am fost uimită. Pe mine m-au uimit multe femei din țări, așa zis, pe care noi le categorisim ca și musulmane, cât de ambițioase și de cât știința actualizată există acolo. Premiul întâi suprem a fost câștigat de doamne din Iran. Din Iran, de la Politehnică și cu idei extraordinare. Deci pentru mine a fost o uimire că nu europeni au câștigat și pe drept cuvânt sunt foarte multe țări pe care noi avem tendința să le... Și România este una din țările care aparent foarte mulți le consideră țări, să zicem, cu potențial tehnologic mai scăzut. Dar uitați-vă câți români nu se validează deosebit și nu au invenții. Românii sunt deosebit de imaginativi și adaptabili. În Franța mi-au spus toți, tu ești româncă, românii sunt extrem de adaptabili. Este un mare merit a acestui neam. Noi ne adaptăm în orice situație. Atunci când suntem puși, suntem în stres, lucrăm foarte bine, de aceea, să știți, foarte mulți tineri, noi aparent spunem, uite, studenții noștri poate sunt mai nemotivați în ultimii ani, poate o duc mai bine, că în vremurile vechi erau mai ambițioși. Da, dar în momentul în care pleacă într-un alt mediu, în care sunt obligați să se adapteze, se adaptează extrem de repede, învață foarte repede și au succes. Și dumneavoastră, cum ați gestionat de-a lungul timpului situațiile neplăcute? V-a afectat, v-ați încărcat? Nu sunt critici, genul. Nu. Sau... Nu. Deci am un echilibru nervos foarte bun. Nici nu am avut situații cheie grele în viață, profesional vorbind, deloc. Și sigur, unele eșecuri, gen știu eu ce articol este respins sau știu ce alte lucruri, nu mă afectează. Nu mă afectează nici răutățile din jur, pentru că sunt genul optimist care merg înainte. Și asta insuflu că foarte mulți tineri îmi spun, și colaboratorii mei, și studenți, când vin la dumneavoastră, mă încărcați energetic și zic, pompat, așa, ies pompat cumva, de ideea aceasta. Să-și simte, emanați mult pozitivism. Ieri am fost la Medicală 3, chiar într-o comisie de doctorat, cu profesori foarte, foarte mari, și chiar unii dintre medicii de acolo, la mulți dintre ei am fost în comisie, îmi spuneau că această energie pozitivă în știință este extraordinar de importantă. Adică nu simți că lucrezi fără tragere de inimă. Mare lucru. Dacă ar fi să o luați de la zero, ați urma exact același drum? Nu știu. Probabil. Probabil că da. Eu cred într-un anumit destin a fiecarei persoane și profesional, că uneori se întâmplă că te întâlnești cu o persoană și de acolo vine tot traseul tău se schimbă. Deci este un destin profesional, cum este și un destin familiar, cum cred că sunt așa șarje de mini-destine care ne formează destinul nostru final. Mai aveți vreun vis sau obiectiv al carierei pe care încă nu l-ați bifat? De exemplu, doriți să inventați ceva mai special? Poate că unul din obiectivele pe care m-aș bucura să le ating este să reușesc să mai scriu cărți. Eu n-am reușit să scriu cărți. Sunt multe cadre didactice care scriu, dar scriu cărți din cărți, ceea ce nu întotdeauna este un lucru pozitiv. Eu n-am fost adepta scrisului de cursuri așa la nesfârșit, că studenții sunt cam plictisiți, că văd cursurile sunt de fapt mici corecții la un curs trecut. De aceea eu am adoptat un sistem mai vestic, în sensul că nu-mi scriu cursul, că eu îmi actualizez pe PowerPoint întotdeauna prezentările și nu țin să am zeci de mii de volume. Dar eu simt că am un fel de misiune aici, pentru că
predecesorul nostru, profesorul Bodea, de fapt și multe amfiteatre au și numele lui și catedra noastră, a fost o mare personalitate în domeniul biochimiei vegetale. El a scris 6 volume la Academia Română, el a fost și directorul filialei Academiei din Cluj și la Institutul de Chimie a creat primul grup pe acest profil. Și Bode a scris 5 volume care au rămas în istorie ca fiind foarte, foarte bune. Eu n-am apucat să scriu volume multe pentru că tot timpul am scris articole științifice, am avut foarte mulți doctoranți, deci mi-am fragmentat într-un fel viața și activitatea și cred că acum am maturitatea necesară și poate și mai mult timp, apropiindu-mă de pensie, să pot să scriu câteva volume care evident să fie actualizate la anul 2018-19-20. Oricum și la Academia Română am tradus o carte a unui profesor din Londra, biochimie ilustrată, care ajută foarte mult studenții. Cât timp vă dedicați lecturii? Și nu doar cărților de specialitate. Lectura extra specialitate în ultimii ani, din păcate, a fost foarte redusă. Să zic așa, în medie, ca să fac o statistică, în concediu, da, în concediu, dar așa de zi de zi, mai mult de o jumătate de oră, o oră, adorm. Așa cum am spus că mă trezesc la 6, așa mă culc la 10, pentru că nu... Deci arderea din timpul zilei nu mă lasă, oricum nu dorm după masă sau că n-am timp. Așa că nu... Mă gândesc că pentru un film rămâne și mai puțin timp. A, nu, da, să știți, filme... La TV, cu TV-ul nu sunt prietenă prea mare. Și spuneți-mi, legat de linia de produse cosmetice pe care o aveți, dumneavoastră folosiți crema pe care ați creat-o? Deci la centrul unde, nu la universitate. La universitate nu avem o linie de producție, dar ne străduim împreună cu colegii noștri. Acum să facem o aplicație la Agenția de Dezvoltare Regională, facem un centru de transfer tehnologic. Dar la centrul pe care îl conduce fiul meu, da, acolo avem o linie de 2 sau 3 produse cosmetice, dar care sigur că pe piață nu rezistă foarte tare, nici nu avem noi ambiții de marketing foarte extins, pentru că suntem centru de cercetare. Dar folosesc sigur ceea ce fac, cum să nu? Absolut. Pentru că știți exact ce ați cu spus. Cu foarte multe uleiuri, începând de la măsline, cocos și altele. Și sunteți adepta stilului de viață sănătos și în ceea ce privește medicina alternativă? Da. Da, dar sunt destul de critică vis-a-vis că există exagerări și pe o parte și pe alte, și medicina alopată și cea alternativă, care nu rezolvă multe probleme, dar întreține organismul ca prevenție. Dar nu sunt adepta suplimentelor alimentare, hapuri de vitamine luate în exces, nu? Pentru că acestea pot avea efecte adverse în timp. Nu le vezi, dar în timp se simt. Și apropo de natură, care e floarea preferată? Am atâtea flori în grădină, acum de curând ne-am mutat. Noi am stat în bloc foarte mulți ani, 30 și ceva de ani, aici, aproape de universitate. Mi-a fost și foarte comod în cartierul Plopilor, dar de un an și jumătate am schimbat locuința cu o mini casă, aș spune, care este mai aproape de fiul meu și avem o grădină. Deci flori preferate, îmi este greu să spun, poate hortensiile. Până acum ați inclus în cercetare și florile, da, nu plantele? Aveam, când eram aproape de laborator, aveam câte 10 studenți la lucrări de diplomă de la horticultură. Era foarte atrași de culorile petalelor și ale florilor. Și am făcut studii pe culorile de la garaf, de la hortensii, de la geranium, de la mușcate, de la diverse flori. Să știți că în bucătăria multor țări, petalele de flori sunt folosite ca și aliment. Da, și sunt comestibile. Absolut. Deci, florile, spre deosebire de frunze, nu au acei compuși toxici care sunt oarecum sintetizați de plante în scop de apărare față de dăunători. Florile sunt făcute să atragă, nu să respingă.
și insectele, ci este o relație deosebit de importantă. Vedeți că, apropo de chimie, se spune că există o chimie între două persoane. Da? Acest cuvânt chimie înseamnă anumite semnale. Insectele sunt maestre în aceste semnale, pe care noi le numim feromoni, pentru că ele sunt atrase și cele două sexe pentru reproducție, dar insectele, începând cu fluturii și terminând cu alte insecte importante în fecundare, sunt atrase de culorile florilor și ochiul acestor insecte, care este în sistem 3D, mult mai complex decât ochiul nostru, ele sunt atrase de culoare și reflectă, energia reflectată de culoare le indică pe ce plantă este pregătită pentru fecundare. Am o curiozitate. Care e formula fericirii pentru un cercetător? Pentru dumneavoastră? Nu există. Are prea mulți parametri. Știți că formulele astea, ca la matematică, au numărător, au numitor, au un rezultat. Este un echilibru care trebuie să se plaseze pe a face ceea ce îți place. Dacă nu faci ceea ce îți place, și văd foarte mulți tineri care vin la facultate, dar de fapt nu știu de ce vin aici, orică a spus mama sau a spus tata, dar nu le place, nu vor reuși să continue toată viața. Este foarte important să îți urmezi calea în funcție de ceea ce simți că ți se potrivește. Și îți dai seama în scurt timp. Și trebuie să-ți dai seama exact, în timp util. Deci dacă prelungești această stare de nemulțumire, asta te afectează. În momentul în care știi să oprești ceasul, să spui până aici, de aici fac ce îmi place, atunci o faci cu toate sacrificiile pe care le implică această hotărâre. Eu cred că asta este un parametru important în fericire, că asta te împinge să fii liniștit și să ai acel echilibru care te duce înainte. Mulțumim încă o dată pentru prezență. Vă mai așteptăm cu drag și cu altă ocazie. Cu drag. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apă.